amendamentele ședinței și procesul verbal al ședinței din 1 aprilie. Dacă l-ați citit și aveți obiecțiuni, puteți trece să votați dacă nu sunt discuții la procesul verbal. Cine este pentru? Avem 5 proiecte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de evaluare de proiectul de hotărâre la bază de hotărâre de la fața de comunitate publică al comunului Iaseu, administrator primar, și pe vorba de subiect. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de evaluare de hotărâre, nu, proiectul de hotărâre privind fiscalea bugetului de venituri și cheltuieli al comunului Iaseu, administrator primar, și proiectul de hotărâre privind majorarea impozitului pe credit aparținând UJ, Cooperativa de Consum, Inițiator Primar. Modificarea ONZ, proiect de hotărâri privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a indicatorului tehnico-economici și a devizului general clozat pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială, numărul 1, APA Său, Sat Său, Comuna Său, Județul Bacău, dotare UAT-ului Arseu, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, finanțat în cadrul Planului Național de Resare și Reziliență al României, componenta 10, Fondul Local Investiții 1-3, reabilitare modernă a clădirii publice, inițiator primar. Și 5, proiect de hotărâre privind chirierea unui contract de comodare între Comuna Arseu în calitate de comodat și grupul de acțiune locală GAL, Valea Muntului, în calitate de comodat. Cine este? Pentru? Deci avem o solicitare la un cetățean, Șurician Mirel, care vrea să aduc un modul din asta, un vagon, modul tip vagon, deci 6 metri, 4,40 metri, și ar vrea să deschid un aprozat. Și dânsul ar vrea să-l pune ori în parcare lângă complex, ori în parcare lângă club, sau în parcare la dispensar. Dumneavoastră vă rog să hotărâți, da. Eu am avut o discuție preliminară cu el, am spus că, băi, în centru comun, hai să căutăm o variantă, el își dorește în centru. Știu că, într-adevăr, e vadă, e bună, dar vă rog să hotărâți dumneavoastră dacă și unde putem să-i oferim acest spațiu. Noi am propus aici, în trei puncte, nu? Da, da. Cred că l-ați studiat, băi. Substanță. Lângă fostul Fierchiu, în vecinătatea serviciului de apă, lângă scara de incendiu, cuba său, sau în parcare de la dispensarul nostru, a rămas ultima solicitare a lui. Nu asta vă tăriți. Vădăm cuvântul. Dar atât pipatul ăsta ce așa? Pipatul ăsta, vis-a-vis de Poliția Națională. Nu e drept la târg aici. Păi proprietate privat. Da, totuși e piață. E omul. Cu și piață. Adică e omul. E omul acolo, privat. E risei, pată, nu? E risei. În târg. Târgul nu e a fi putut să închide de la și de omul cel la primărie. A fost cerut la primărie, să-i acorde primărirea și să-l primesc cerea de la om, de acolo, dacă nu. Pentru că ați citit și referatul de specialitate, raport de specialitate, nu? Da, sigur. Dacă nu, niciodată. Situația asta, propunem dumneavoastră un teren, puteți să-i dați, noi suntem de acord sau împotrivă. Păi eu am propus. Da. Dar dacă el trebuie să fie în ședință. Păi da. Asta ne propun, dacă vrea sau nu. Degeaba propunem noi, dar eu... Trei locuri, parcare ca să facem. Eu v-am propus, dumneavoastră eu luați puterea, nu? V-am dat trei variante. Da, cum o trebuie să facem? V-am spus, faci centru. Faci centru ca să faci... Da, faci piață. Și
V-am spus și aici, considerăm că plasarea constantă în spațiu 2 și 3 reduce... Da, acolo. Vă rog să citiți acolo. Am citit, da. Propuneți unul și îți punem la vot. Eu n-am terminat. Propunem acolo în față, la, la frizerie, sau cum a spus, pe ultimul, da. Ultimul dată, dacă aici e scursul și da. Nu se poate, chiar în fața, e scurs, da. Hai, cum vreți, făceam o bază și am rămas în casă și dacă ce se gândește? Asta-s varianta trebuie. Venituri și cheltuieri. Sunteți atenți? Cine este de acord? Ce? Comisia a dat aviz favorabil la proiectul numărul 2. Da, rectificare. Vă rog să vă dați. Care este? Votivă? Abține? Toate. Toți? 15? De hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire. Pe clădire. Clădirea UJEC, cooperativa de consum. UJEC, cooperativa de consum, impozitor pe mare de milion de euro. E vorba de complexul de la bază. Favorabile. L-au lăsat și într-o degradare. Cred că tot lumea treceți pe acolo și știți de ce e vorba. Da. Cațic le-au căzut sângele de pe acoperiș și era să lovească niște cetățeni. Însă prin vecinii ceilalți de acolo au căzut parte din șarpantă, tâmpării nu mai are, geamul nu mai are. Și pentru asta, absolut, de câte ori. Și pentru asta noi aveam un proiect de hotărâre votat, cred că în mandatul trecut, nu? Așa, pe care se mărește... În 2021. Care se mărește taxele și cu impozitele la construcțiile astea abandonate cu 500%. Dar pentru asta noi trebuia să facem o documentație, trebuia să ducă băiatul la urbanism, poliția locală și o făcută ce ați văzut aici, așa. Și pentru asta trebuia să aprobați dumneavoastră mărirea cu 500% vrem să-i mărim. Taxe. Nu se poate așa ceva. Lasă abandonată pădirea asta. Dar chiar care e deja în urmă. În chirie sau cum are acolo? Da. Ce spune? Proprietarul UJEC-ul cu Bacău. UJEC-ul cu Bacău o logera la bancă. Banca e banca comercială. Ce să zic eu dacă așa scrie în lege? Cei care nu au primit în clădiri,
Majorăm cu 500%. Da, așa, am cer voie de la el. Nu cere voie de la el. Cine este pentru? Deci, unanimitate, da? Nu, no, rămasem. 14, deci 14 pe... Se tot v-ați asemenea și dumnealor care răspunde acolo, să vine să-ți ridică o dată în ședință. Ca să putem să de vorbă, cu ce ai de gând, să te faci cu vârful de acolo. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a indicatorilor tehnico-economici și a deschisului general. Deci e vorba de s-a terminat PTH-ul la școală la Bartea, urmează să scoatem la licitație. Acum trebuie să aprobăm proiectul tehnic, ați văzut acolo indicatorii tehnici pe economii, sume, tot ce. Yeah. Aprobăm proiectul ca să putem scoate la licitație începerea modernizării la școala la Bartea. Cum se iau data de favorabile? Cine este pentru? Potrivă, abține? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodare. Încheierea unui contract de comodare între Comuna Arseu în calitate de comodan și grupul de acțiuni local, GAL Valea Munților, în calitate de comodator. Deci GAL Valea Munților a avut un contract încheiat în 2014, parcă, prima dată, nu? Da, în 2014. Așa. Da. O mai fost prelungit cu niște acte adiționale și... Nu merge prelungit, trebuie un nou contract. Ei expiră pe 2 iunie și ei, dacă nu au contract de comandă, nu mai pot să mai funcționeze acolo. Atâta timp cât nu mai ai. Da. Și de asta au venit la viteză la azi dimineață. A, de vă rog, am văzut, dar zic, acum a venit. Până la urmă, eu și am băgat la modificare ordine de zi. Un nou contract. Este? Vorba de Gal Valea Muntelui la școala Ciobănuș. La școala Ștrajă. De ce acum gratuită școala să o folosească acolo. Dar până acum nu a fost, dar nu ajută, nu ajută și comună. Proiecte. Lucrează pentru comunele pe Valea Muntelui. Cine este pentru? Comisia odată a vizit favorabile. 15. Diverse. Domnul Fărfas. Domnul primar. Ce facem cu ulița cu strada Zimbului? Că îmi creapă capul din nervi, nu mai pot. Deci am vorbit cu domnul Dogariu și îmi spune că nu vrea vecinul, că de ce vecinul nu vrea, domnul Dogariu? Bună, lasă-mă cu pace să vorbesc eu cu primarul, da? Da, nu mi-ai spus. Dacă vorbească. Nu mi-ai spus așa că nu vrea vecinul. Nu mi-ai spus așa, nu stăm la discuție. Ați venit, ați făcut șanțul, ați băgat conducta de apă, odată la pământul înapoi, a zis că lasă mai taseze și venim iar. Nu mai venim. S-a dus pământul jos, pământul a rămas în locul prâului, prâul vine pe drum, mama are 84 de ani, nu poate să iese la magazinul din colț, îi bătaie de joc. Și, domn primar, dă-o morții, mă, cum nu-i bătaie de joc? Cum? Păi, dar nu, deci nu se mai poate. Am venit, mi-a spus că, băi, că am de lucru acolo, că nu știu ce, că, dar jumătate de oră, atâta trebuie, jumătate de oră. Domnul Păsar, nu a stat utilajul, nu a stat noi, nu a stat nimeni. Asta facem în fiecare. Uitați-vă pe toate ulițele. Am lucrat. Dăm voie, dar la... cât o lucrat oamenii ăștia? I-am lăsat, i-am lăsat să vorbești? Cât o lucrat oamenii ăștia și-au pus venerii? Cine o plătit? Din banii cui? Oamenii care, cine au pus benele pe tine? Eu am pus benele. Cine? Cui? Care oameni? Nu, domnule, benele mele și problema mea. Cum adică? Oamenii cu mașina de la primărie. Oamenii, ce mașină de primărie? Hai, domnule, lasă că știu eu. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Dacă nu vin cu cereri, mă lasă să răspund. Asta mă dau și dreptate. Asta e următoarea fază. Mă lasă să răspund să mă. Poftim. Păi asta, dacă vrei să avem un dialog, îi spus, te-am lăsat să vorbesc, dar de când, domnul primar, de când, de o lună și jumătate, asta facem, reparăm străzi. Am adus autogretelul pe străzile care au căput, am făcut, la Robi, pe strada Preteniei,
au fost la fundul Strejă, au fost la Ciobănuș, au fost sub Poiană, pe Ava Său. Buldoul stau după excavator, după camion. Acolo sunt 80-100 de familii și le-am luat în acolo sunt doar 3 familii. O să ajungem și acolo, am adus balansul. Păi ce vrei să faci? Atunci cum ținim? Să duci utilajul la deal. Băi, vine acolo jumătate de oră și prinde și un cum să-l împărțesc dacă toată lumea regrește? Cum să-l împărțesc? Păi, de asta faci. Faci reparat, un drum și lasă. Posturile sunt blocate, voi ieși la pensii. Unul e operat de inimă la Iași, unul e și lucruri la picior. Care cu cine se fac treaba? Păi dar nu putem că sunt posturile blocate. Să fim, că așa angaja, 100 de oameni așa angaja. Dar eu știu câte să se fac și revizi, dar... Sunt trei ori. O să vede? Da, altcineva. Săptămâna trecută vineri, când am fost în târg, am fost asaltat de unii oameni ai comunei Aseu, cu întrebarea ce se întâmplă cu șantierul de la podul Pârâul Socilor. Cât timp mai durează șantierul acolo, cu trecut deja peste 5 ani de zile, și am putut observa și eu într-o zi când am fost liber, că au venit oamenii, 6 oameni, într-o zi au vopsit 4 metri pătrați. După care au stat la crâjmă la văsit. Vin să facă vechimii la noi în comună. Din păcate. Așa s-a făcut prea acum. Ce se întâmplă cu echipa asta? Cu... Păi da, un coleg de-a nostru vă că face afirmații că mai sunt bani de mâncat acolo. Dom'le, dacă tot faceți afirmațiile astea... Da, eu am făcut. Da, că știu. Dar ce nu spuneți aici în ședință? De ce nu veniți să ceriți informații la primărie? Dar se vede destul de clar. Așa. O altă întrebare, ce se vede de o altă întrebare care mi-a fost pusă tot la șantierul respectiv, dacă s-au respectat proiectele, pentru că spus că noi nu am văzut că domnul primar și-a făcut cât aparține proprietatea lui Dibui. Și pe partea aia, în aval, pe partea dreaptă, unde sunt 6 locuințe, 6 familii, nu este făcut niciun centimetru de zid. Cum adică nu e niciun centimetru de zid? N-am înțeles. Deci pe partea dumneavoastră s-au făcut gabioane, cât sunt proprietatea dumneavoastră, iar și pe partea lui nu sunt gabioane. Nu sunt gabioane în spațiul locuibil. În spațiul locuibil? Atât a fost proiectul da, și... Da, așa este proiectul, respectat proiectul acolo. Ați venit să ceriți până acum informații? Păi nu, dar mie mi s-a adus întrebarea vinerii în ceri de asta. Veniți ca să vă convingeți, veniți să vă arătăm proiectul, veniți să vă arătăm sumele. Veniți să vedeți totul. Deci... O altă întrebare la dumneavoastră este tot legat de oamenii comunei a său care sunt nemulțumiți pentru Asociația de Crescători de Animale, care au făcut stâni, două stâni sunt făcute în spațiul nostru a comunei, pe izlazurile comunei, și oamenii n-au, deci oamenii din comuna a său au fost nevoiți să ducă animalele, deci oile mă refer, la comuna Agră și la comuna Busuroasa, pentru că n-au fost primiți la stânile respective. Și au fost aduse oi de la Leorda, de la Hângani, de la Văsăiești. Noi rugăm crescătorii, de când rog și fac apel la crescătorii de animale, să vină cu oile pe izlaz, să pască, nu unii vacile. Deci vacile separat, vacile surte, la stâmpi din altă tensiune, care știe pe o soi, sau care știe pe o soi, și să vină. O rămas izlazul nepăscut, o rămas, o crescut iarba și părul porcului și din nu mai avem efectiv din lumea. Eu m-am referit cu oamenii, sunt nemulțumiți când oamenii, nu s-au primit oamenii oaie. Când nu au primit oaie, asta nu-i problema mea, că nu au primit oaie. Asta eu știu, să zic, eu pot să-i impui omului la cine sunt aici. Da, o adus de afară, o adus mai de afară. Nu cred că o adus, nu știu. O adus de la Leo, dar ce mă mai adus. O să ne interese. E interesat, o leac să vă zic. O altă problemă. O altă problemă. Nu. O altă mai avem încă stați să venim. Mai avem încă spațiu pentru stâni și pentru oi în comun. Vacile s-au redus foarte mult. Mai sunt, dar nu știu dacă mai sunt 300 de vaci. Pe toată suprafața comunii. Nu se mai paște. Oamenii nu au grijă de animale. Ați văzut. Toată ziua vacile sunt pe drum. Ei le-au scos înainte. Băi, dar mă lăsați să vorbesc să auză alea la cameră. Dacă nu vorbesc, dacă... La ce mai puneți întrebări? Doamne, Nicodem.
Dar la ce mai puneți întrebări să lumea răspund? Nu s-au urât, la ce cum? Oamenii au spus vacile de, la, de când s-a topit zăpada, pe izlaz atunci la momentul ăla nu era iarul, mai ales că a fost o primăvară secetoasă, pe marginea drumului au crescut iarul. S-au învățat pe marginea drumului și acum toate animalele sunt pe marginea drumului. E vina mea ca primar, le-am spus, băi oameni buni, căutați-vă vacar pentru 5 vaci pe socer. 6 pe chinet, 2 pe colo, 3 pe colo, oamenii nu pot să-și pună vacar, nici nu pot să stea ei cu vaca. Eu i-am înțeles și pe ei, cred că și eu sunt conducător auto și șofer și e normal să avem o problemă cu vacile. Uitați, azi dimineața am fost aici chiar în centru comun, o scociură toate astea. Ce pot să-i fac, să-i omorâm? Haide să-i omorâm vacile, dacă nu, să vedem. Am făcut garduri, uite, asociația, au făcut 9 porți de fier, acum la toate intrările astea. O lua garduri electrice. O pus în toate zonele unii sunt. Dar n-ai cum. De exemplu, tot ai pus problema. Spune-mi la soce cum să rezolvăm problema animalelor pe izlaz. Dă-mi tu o soluție, tu. Atât am făcut gard la unde? Pod acum. La care pod? La pod la soce. Acolo, și la bere? Nu iasă pe napă, la bere? Iasă, dar mi-e să la mine. Și dincolo la Nicodim? Da, e clar. Și nu trece în soce să iei drumul soce la Bale? Și cum să rezolvă atunci problema asta? Pune gard, de tot. Ar trebui să pun un gard la tunel, un gard electric la tunel până la brigar. Un gard electric ca să nu treacă animalul. Tot la crescătorii de animale, o altă nemulțumire spune că a venit și a luat legătura cu șefii de la asociații. Nu se fac niște adăpături, nu au vacile apă aici, în zona scaunilor, acolo la stadion, acolo undeva sus. Asta a fost adăpături, s-au făcut și când... Am venit cu Paul și a spus că urmează să facă, terminăm cu porțile la izlaz, pentru că m-am ținut și o să mă țin de problema asta. Montează porțile, unde se poate închide, a limotat 6 porți cu gardul electric care l-a adus acum și montează la strajă din DNA aseară, iar era un tir să iau o vacă în dură, deci că era simplu la cineva în curte, acolo a fost o problemă. Și după aceea, cu indicații neacostelor tinerașul unde este o sursă. Cum și-a zis că fără nicio problemă face adăpături de apă. Da. Eu l-am întrebat și nu vreau să-i țin parte, cum credem unii, dar omul zis că, bă, ca să pot depune la APIA, cât de cât m-am împrumutat de 1 miliard, anul trecut, n-am niciun ban. 12 ani, am filmări, eu m-am interesat direct în calitate de consilier primar, m-am dus și am văzut în copaci, așa, da, o tăia cum au putut, ca să defrișeze, și sunt încă întregi, și sunt parceli întregi de cuiet atât, dar nu curăț acum, știm foarte bine, e cocolul gata, închide-l tot. Și au spus că va face tot ce e posibil acum, mi-a explicat chiar și faptul că cineva spunea că are, nu știu, 7 miliarde. Da, avea doctorul 7 miliarde. Datorită că s-a tăiat anumite măsuri, el gestionează în jur la 4 miliarde. Și s-a pus în vedere foarte clar că va fi exclusiv pentru curățarea izlazului. Curățare cu adăpături, cu ce implică izlaz. Nu altceva, că spunea cineva că nu împarte bani la fermieri. Omul a zis că vă dau, luați-o, împărțiți-o voi, că nu-ți fac cușcării. Luați-o înapoi și cadastrați-o, împărțiți-o în 70 de bucăți cât vreți și faceți voi ce vreți cu banii. Eu trebuie să o aduc la un adevăr care nu a fost 12 ani, nu s-a vrut să uita la ea. Și unde nu sunt animale, că asta se întâmplă cu cea de un primar. Unde nu sunt animale, gata, văgăria e 25 de hectare, o curățată anul trecut. Nici nu mai vreau să spun aici ce grosime avea. Și bine, hai să vedem și ce probleme au oamenii ăștia și documentația, nu știu dacă o definitiv bată-o care fac stână. Dar ce probleme? Înseamnă că ar trebui să omorâm, uite, crescători de animale. N-o să nu mă lăsăm nici cu ei dacă au făcut stâna pe izlaz. Din contra, noi am vrea să mărească efectivele de animale, să vină să facă aici. Păi de așa am înțeles, că nici au făcut s-au primit, nu s-au primit animalele la stânile respective din comuna noastră, eu n-am zis ce s-au făcut. Am avut-o cu... Stânile sunt benefici, pentru că nu avem unde să ducem, deci ducem în alte comuni. Da, am deci avut o discuție cu Codfas, cu Valentin. Am zis de ce nu s-au primit animalele la stânile respective. Au zis că n-au oameni, n-are asta am zis. Am avut o discuție, băi Valentin, uite ce vorbește lumea, uite așa, așa. Domn primar, nu am oameni. Sunt eu cu ficior, eu cu normea, așa și mă mai ajută fratele meu că lucrează la dediman din când în când. Așa, noi mulgim oile, noi facem brânză, noi nu pot să eu mai mult de 150 de oi din sat și cu 100 de oi mele, care așa, are 250 de oi, nu știu cât are. Nu pot, nu am oameni. Dacă aș avea oameni, cum naiba nu aș lua să am 1000 de oi? Că am profit și eu, nu am oameni, nu am puțin. Și omului, dacă nu-i dai brânză bună și nu, așa, animalul nu-i bun la toamnă, îți dea ori cu brânza în cap, ori nu mi-e dă un voi la am. Mai am un punct. Acum eu pot să oblig să iei oile de acolo sau nu știu dacă o fi adus în altă parte. Mai am un punct care tot oamenii în comună m-au întrebat. Când intrăm și noi în posesia, după
cum bine știți, în săptămâna mare, iar a fost neapusită de flăcări o gospodărie din comuna său. Când intrăm și noi în posesia, nu la o mașină de pompieri, cel puțin la o pompă de capacitate mai mare pentru a ne ajutora într-un caz de incendiu. Aici e o chestie mai delicată. Una, noi nu putem să avem formații de pompieri, deoarece este o lege dată dacă ai o unitate militară sau o formațiune de asta de ISU la o distanță mai mică, nu stăpânezi bine legea, dar ceva de genul. La mai puțin de 5 km distanță nu poți să mai îți faci tu o formație în aia. Bineînțeles, dacă am avea buget, posibil, poți să faci, dar asta dacă ai avea buget. Dar asta în ce ar consta? Ar consta să mai ai cel puțin 7 angajați. Nu? Trebuie schimb. La pompieri. Îți trebuie 4 permanent, așa, îți trebuie schimpană și care face concedii, plus șofer, șofer în mașină, sau 3 șoferi. Dar ce mare genul, că ne-am interesat odată, când eram privat, da. Cine îți aprobă dacă noi în organigrama primăria sau avem cu totul, cu poliția locală, avem 38 de... Și la situații de urgență noi avem în organigramă, prin și oamenii care sunt... Avem voluntari. Voluntari? Da, avem voluntari, personalul din primărie, da, sunt voluntari, dar de fiecare dată nu am avut probleme, i-am sunat și ne-am dus acolo, la fiecare incendiu am fost prezent, doar Doamne ferește, dacă n-am fost acasă, dacă n-am... Da. Deci astea sunt niște criterii care nu putem să trecem peste ele. E vorba de bugetul primăriei, e vorba de bani, e vorba de legi... Și nici de... o pompă nu... Ba da, o pompă, dar cu cine ne-a... Da, avem generatoarele, pompile care le-am luat când le-am dus la băieții. Am întrebat pompă mereu dacă e necesar, o să avem apă la noi, dotarea la utilitarilor. Ai văzut atunci că la Zahir. Problema noastră e altă. Mergea pe lângă și ar trebui să fie mașina la gura socerului să o suplimenteze cu apă. De acum, da. Problema noastră e în zona unde avem conducte de apă să montăm hidranți. Dar n-am avut buget nici pentru asta. Costă foarte mult un hidrant. Doar cred că trece de 50 milioane ca să iei cu cămin, cu... Au mers pompe. Da. O trebuie să fie Marian cu... Mașina până la gura socerului și acolo cu la hidran. La hidran. Păi da, cât bagă pompa din conducta asta. Da. Nu poți să... Vorbim ca pe gădie. Lasă undeva zbind. Când se vorbește bază, nu-l dacă mănânc. Dar aici împinge pompa. Da. Pare și ea un... Da, nu... Durează foarte mult ca să... Da. Altcineva? Pentru orice informație, am spus, bă, că pe Facebook se face, bă, nu e nicio problemă. Eu am scris acolo la un moment dat, dar nu vreau să intru în polemică cu mine. Dom'le, veniți să vă informați. Vă punem la dispoziție toate actele, vă punem toate documentele, vă punem toți banii care am cheltuit de proiecte, nu-i nimic ascuns sau nu. Veniți la dăm pe Facebook. Foarte bine, primarul, viceprimarul, nu a făcut nica. Din fericire, aș vrea să întreb ceilalți viceprimari care au fost înaintea, câte proiecte de hotărâri au avut, așa, în mandatul lor. Și aș vrea să spun eu lui domnul Păizvanti, că zice că nu se dă nume, dar îi dau nume acum. Da, am avut proiect de hotărâri cu, ca numărul Iveco, e proiectul meu de hotărâri, când eram viceprimar, n-am dormit, n-am luat bani degeaba, cum ai zis matare, că am luat bani degeaba 4 ani. Proiectul de hotărâri cu locul de joacă de la Baltea e proiectul meu de hotărâri. Proiectul de hotărâri cu terenul din curtea școlii de fotbal de la Său e proiectul meu de hotărâri. Da, lucrări care sunt mele, făcut de proiect de hotărâri. Ba da, așa am scris, că am luat 4 ani, am luat bani degeaba. Ce ați făcut dumneavoastră? Câte proiecte de hotărâri aveți, domnul Paisan? În 4 ani? Când vă întreba mereu oameni, a spus că din cauza domnului primar, nu faceți treabă. Păi ce? Dar eu am fost la altul decizii, eu am făcut doar proiecte de hotărâri. Câte proiecte de hotărâri aveți? Am pus și domnul candidat, acum la ce-o bănuște acolo și el sunt caile, că eu aș face mai multe, dar din cauza primar... Domnul Paisan, ai luat 4 ani bani din bugetul oamenilor, câte proiecte de hotărâri? Degeaba. Da. Poți să zic degeaba? Numai eu. Câte proiecte de hotărâri? Nu am luat bani degeaba. Nu, domnule, echipa mea a făcut un proiect de hotărâri. Nu avea să fac proiecte de hotărâri împotriva mea, colegii mei. Dar după echipa mea, doamne, zic câte proiecte de hotărâri? Vede cum ați făcut. Păi da, păi da, sper să nu-i pot. Da. Asta e. Păi să-mi discuți? Asta e. Da, așa vreau precizare. Vrei? Ați fost de acord cu primul proiect de ordinea de zi. Eu vreau să spun că în momentul în care se va face acest, va pune în aplicare acest proiect, aș dori ca să fie menționat acolo, în condițiile contractuale, ca cel care închiriază spațiul respectiv să dețină certificat de producător de aici, din zonă. Fiindcă pe mine mă interesează oamenii care sunt producători de aici, din zonă,
să-i punem în valoare pe cei care au este o problemă de reclamare cu solare. Omul trebuie să fie nu este problema mea. Această problemă este a celui care vorbește de vorbim de concesiune, de închiriere, ai nevoie de un celor care oamenii din jurul nostru. Păi da, auzi, să de la producători în stat. Ia duci gol. Vorbim spirit. Eu sunt de acord ce a spus domnul Veică. Dar sunt destui în comună care au sere, care au șovân la poartă. Să vin numai oameni să ceară, că le dăm flori. Ce face omul ăla care are sere? Cu serul investi banii. Nu au capul. Vorbim cu operativul, am spus să-l facă, l-am dat și asume comunitatea, în care oamenii care vor să-și vândă local ce au avut, să-și pune în ce a cerut la prosar, dar nu uite cum apara la ce ești. Păi da, ai nevoie de chestii de nimic. Nu, nici o treabă, nici o treabă, merge, își paga. Pe mine nu mă interesează, dar mă interesează producție autohtone, ale noastre din zonă. Băi, asta este problema mea. Dacă sunt cu acest producător local, eu nu mai protejez. Colega Elena are nevoie de proiectele astea cu rectificarea să-și limită.